În această lecție o să vă arăt cum puteți face verificări cu terminalul mobil după ce ați terminat de adăugat produsele în baza de date, respectiv în aplicația Smart Cash Shop din back office. Acest lucru vă ajută în primul rând la identificarea produselor care nu au fost adăugate prima oară, lucru care vă va ajuta să le luați de la raft, să le puneți separat într-un loc pentru a le putea adăuga ulterior. Pentru această verificare, va fi necesar ca pe terminalul mobil să vă autentificați cu userul personal sau fiecare operator să autentifice cu propriul user. O să vă rog să aveți puțină răbdare până am voi scrie și eu userul aici. Dorim OP. Ok. Urmați de parolă. Fiecare cu propria parolă. După care veți da autorizare. Bun. Acum, în meniul operații, veți intra pe ultima operație, respectiv pe verificare raft. În regulă, după afișarea acestei interfețe, puteți începe scanarea produselor. Și o să începem cu primul articol. Ok. Încercăm la altul, pentru că este un cod puțin cam șters acolo. Da? Observăm că programul ne-a returnat denumirea produsului și, bineînțeles, informații legate de prețul produsului și legate de stoc, în cazul în care am și stoc pe el, ceea ce înseamnă că acest produs este adăugat în baza de date. Totodată, mi-e foarte ușor cu terminalul mobil să-mi dau seama dacă un produs este introdus greșit sau dacă are un preț greșit. În cazul în care vreau să scot și eticheta de raft pentru produs, că nu am o etichetă de raft la acesta, va trebui să selectez opțiunea Selectează pentru etichetare. În regulă, programul mi-a confirmat că a fost trimis la etichetare și pot să trec la scanarea următorului articol. Și acesta este în baza de date. Haideți să mai încercăm. Ei bine, uitați, acest articol nu este în baza de date, deci îl vom pune separat pentru a-l introduce ulterior. Haideți să scanăm mai departe. Nici acesta nu este, îl punem de asemenea separat. În regulă. Deci în asta constă verificarea de raft. Astfel încât, după ce ați făcut o verificare amplă pe raioane, veți colecta produsele pe care programul nu a reușit să le identifice separat pentru a le adăuga în back office.